Sunt Nelu Filip și reprezint Biserica Maranata din Phoenix, Arizona, împreună cu mai mulți frați și surori. Alături de dumneavoastră am venit aici pentru a susține din nou valorile familiei care le-a stabilit Dumnezeu la creație. Noi credem că suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu, nu suntem rodul evoluționismului științific. Noi nu venim din maimuță, numai omul fără Dumnezeu merge înspre maimuță. Credem că suntem creați de Dumnezeu. Suntem aici pentru a cere aceste instituții diabolice, numită Barnavarnet, să returneze, să reunească familia, familia care a fost instituită de Dumnezeu. Unul singur are dreptul să-mi ia copiii, cel care mi-a dat copiii și acesta este Dumnezeu. În rest, nimeni nu are acest drept. Protestăm împotriva acestui sistem totalitarist care este, cred că, cel mai odios din toată istoria omenirii. Nici măcar nazismul n-a separat copiii de familie atunci când îi trimiteau în camerele de gazare. Mamele puteau să meargă împreună cu copiii în brațe și așa își găseau sfârșitul. Citeam zilele acestea numai să vă dați seama cât de periculos este acest sistem și eu nu numai că cer returnarea copiilor, aș cere chiar și desfințarea acestei instituții care depășește orice limită umană și înlocuirea ei cu alte sisteme. Suntem împotriva, suntem împotriva abuzurilor, suntem împotriva uh, maltratațiilor fizice sau psihice, dar suntem împotriva lucrurilor absurde pe care acest sistem le promovează. După aproximativ trei luni de zile, în sfârșit, tata a putut să-și vadă copiii. L-a văzut pe Matei și pe Ioan. Matei avea lovituri la spate, iar Ioan avea julituri pe față. Întrebați fiind cei care reprezintă Barnevarnetu, când ați luat copiii de la noi, n-aveau nicio julitură, n-aveau nicio zgârietură. Cum acum copiii noștri sunt zgâriați la față, zgâriați la spate? N-au avut ce să răspundă, n-au avut ce să spună. Mai mult decât atât, rănile acestea fizice au fost răni și spirituale. Copiii sunt învățați în familiile unde sunt puși că nu există Dumnezeu. Copiii sunt învățați, cântările care le-au învățat să le cânte, că de fapt nu sunt cântări care să încurajeze omul. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceea ce au zis cei doi reprezentanți din cei 12 care au fost să vadă țara Canan. Or fi fiii lui Anac mari, or fi ei puternici, or fi ei tari, dar să nu uităm, cu noi e Dumnezeu, care e mai mare decât fiul lui Anac. Care poate să distrugă sisteme. Dumnezeu este la cârma istoriei, istoria lumii nu este statică, ci ea se îndreaptă spre ținta care o indică degetul lui Dumnezeu. Și cred că mai mult decât protestul nostru care s-ar auzi aici pe pământ sau la etajul 9 sau 10 unde își au sediu, cred că protestul nostru și strigătul nostru să se audă sus, cel mai mare împărat care guvernează lumea poate să schimbe, să răstoarne și să repună creația la forma inițială. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor. Fiți sub binecuvântarea lui.